Echipa Lezdui Giurgiu a lansat aseară un nou spot adaptat campaniei Lezdui It World în cadrul unui eveniment organizat la un cunoscut atelier de reciclare creativă din municipiu. Invitații de seamă a evenimentului au fost elevii școlii gimnaziale Marin Voiculescu și preșcolarii grădiniței numărul 5 din oraș. Spotul transmite ideea că, într-adevăr, lucrurile mici pot schimba lumea, așa cum este gestul copiilor de a bate din picior atunci când vor ceva. Un eveniment care este un preambul la ziua de curățenie ce va avea loc pe 28 septembrie. Am organizat un atelier de reciclare creativă, în cadrul căruia am lansat un spot, o adaptare a unui spot realizat de cei de la Let's Do It World. În primul rând, vrem să schimbăm un pic mentalitatea, așa cum a spus și lăcrămioara. Cred că este foarte important să începem cu pașii mici. Și a face niște figurine și a ne pune imaginația și creativitatea să zburde cu obiecte care de obicei le aruncăm și din păcate le vedem în jurul nostru peste tot. Micuții prezenți la acțiune au avut posibilitatea să transforme deșeurile de hârtie în lucruri inedite pline de farmec. De asemenea, copiilor li s-a explicat cât de important este un copac pentru mediul înconjurător și au avut șansa să construiască un arbore al anotimpurilor din dopuri de peturi. De cât partea de sus, s-o strivim, da? Ia să încercăm să o strivim. Bine, 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 încât aici devine dreaptă. Am făcut-o? Da. Așa, foarte bine. Pentru ce ai venit astăzi aici? Să lucrez, să reciclez lucruri. Ce-ai înțeles tu că nu e bine să faci? Să aruncăm pe jos hârtii. Să construiesc. Ce lucruri? Ce-ai înțeles tu din ceea ce ți-au explicat doamnele aici? Ce nu este bine să faci? Să nu este bine să poluezi mediul. Eu am venit să reciclez materiale. Ai mai participat la o astfel de activitate? Nu, azi e prima dată când folosesc materiale nefolositoare. Ce-ai înțeles tu despre acest eveniment? Nu este bine să arunci materialele. Să mă distrez și să văd ce înseamnă reciclare. Și ce înseamnă reciclare? Înseamnă atunci când nu mai folosește un lucru și putem să reciclăm. Adică să facem lucruri folositoare. Echipa este în linie dreaptă cu pregătirile pentru Ziua Națională de Curățenie, care va avea loc pe 28 septembrie. Cei dispus să aducă o schimbare locului în care trăiesc sunt provocați să se alăture celui mai mare proiect de implicare socială, Let's Do It România.